Ceea ce trebuie reținut este faptul că mișcarea vă induce o stare generală de bine, motiv pentru care merită să faceți sport și asta mai ales că puteți preveni o eventuală depresie sau stare de anxietate. Destul de des auzim efortul fizic periodic, sportul reduce mortalitatea cardiovasculară. Acest lucru e valabil atât la persoanele sănătoase de a preveni, dar și în cazul persoanelor deja cu suferință cardiacă oarecum stabilizată medicamentos. De ce e bine? Pentru că prin efort fizic, nu mă refer super de performanță, efort fizic de la activități intense zilnice până la chiar practicarea unui sport, se produc niște modificări la nivel celular și microvascular ce duc la optimizarea consumului de oxigen și ameliorarea și creșterea eficienței producerii de energie. În timp, la același grad de efort, prin crearea unei condiții fizice, crește mai puțin pulsul, crește mai puțin tensiunea arterială și, pe total, de fapt, crește mai puțin solicitarea hemodinamică asupra inimii. Cu toți știm că persoanele care fac sport sunt mai puțin predispuse să fumeze, sunt mai puțin sunt mai atente cu modul de alimentație, au mai puțin anxietate, depresie, interacționează mai mult social, au o încredere mai mare în sine, o imagine mai bună despre sine și toate lucrurile astea până la urmă ajută la un comportament și un stil de viață sănătos. Sunt și mecanisme mult mai subtile de genul scăderea rezistenței vasculare sau scăderea tensiunii arteriale sau scăderea riscului de a face cheaguri la nivelul arterelor, îmbunătățirea metabolismului lipidic cu creșterea HDL colesterol bun, cum se spune, cu scăderea riscului de a face diabet zaharat și toate lucrurile acestea până la urmă contribuie la scăderea riscului de boli cardiovasculare. O formă fizică de invidiat poate fi obținută numai prin combinarea unei diete adecvate cu mult sport. Rezultatul te ajută să ai mai multă încredere în tine și asta indiferent de ceea ce faci. Dar sportul este mai mult decât atât. Sportul înseamnă sănătate curată.